Salutare, dragi elevi! Suntem la disciplina dezvoltare personală. Eu sunt Diana Ștefăneț, psiholog. Astăzi vom discuta despre învățarea pe parcursul vieții, necesitate sau obligație, beneficii și limite. Idei principale de abordat. Învățare eficientă. Învățarea pe parcursul vieții. Obligație sau necesitate. Beneficiile învățării. Stilul de învățare. Factori care limitează învățarea. Vă propun să reflectați. Cum credeți? Învățarea este o activitate intelectuală sau fizică? Cum credeți? Învățarea trebuie desfășurată zilnic, sporadic, sistematic sau temporar? Ce presupune adevărata învățare? Care învățare este mai eficientă? Cu profesor, individuală, în grup, contact direct sau online? Care sunt instrumentele învățării eficiente? De ce depinde succesul învățării? La acest subiect s-au referit și cei mai ilustri, cei mai vestiți. De exemplu, fiecare zi ne învață ceva nou, Euripide. Oricine renunță să învețe este bătrân, chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine continuă să învețe rămâne tânăr, Henry Ford. O simplă conversație cu un om înțelept este mai folositoare decât 10 ani de învățătură, un proverb chinezesc ne spune. Iar Immanuel Kant zice, copiii nu trebuie să fie dresați în mod mecanic, ci să fie învățați să gândească. Merită atenție și cuvintele celebrului Nicolae Iorga, profesor îți este orice om de la care poți să înveți ceva. Ce este învățarea? Învățarea este activitatea care produce modificări sau schimbări în experiența persoanei, care învață prin achiziționare de informații, formare și dezvoltare unor comportamente, abilități și atitudini noi. Învățarea este acea activitate intelectuală și fizică desfășurată în mod sistematic, în vederea însușirii unor informații și formări de abilități necesare pentru dezvoltarea continuă a personalității. Distingem patru dimensiuni ale învățării. A învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu alții, a învăța să fii. Iar motoul nostru ar fi să înveți ceva nou în fiecare zi. Învățarea pe parcursul vieții. Observați că a apărut un concept lifelong learning. De fapt, învățarea pe parcursul vieții este considerată o parte importantă a strategiei de la Lisabona, a Uniunii Europene. Învățarea permanentă nu mai este un lux, ci o condiție necesară pentru adaptarea la cerințele profesionale, sociale, economice și informaționale, mereu în schimbare. Consideră, putem spune, majoritatea oamenilor care au fost întrebați. Învățarea de pe tot parcursul vieții a devenit o prioritate a sistemelor de învățământ la nivel global. Iar raționamentul de bază rămâne același. Oamenii trebuie să-și actualizeze cunoștințele și competențele ca indivizi, cetățeni și angajați. De fapt, acest program reunește programele Socrate și Leonardo da Vinci. Și primul este Comenius. Ce înțelegem prin învățare pe tot parcursul vieții? Viziunea europeană zice că într-o lume în continuă schimbare, învățarea pe tot parcursul vieții devine din ce în ce mai mult o necesitate și o prioritate. Este cheie pentru cine? Pentru angajabilitate, pentru succesul economic și permite cetățenilor să participe plenar la viața socială. Comisia Uniunii Europene susține că învățarea pe tot parcursul vieții este achiziționarea continuă, voluntară, automotivată a cunoștințelor din considerații profesionale și, desigur, personale. Învățarea pe tot parcursul vieții se centrează pe formare și dezvoltarea de competențe la noi, care sunt nevoie în specialitatea pe care o alegem. Beneficiile învățării pe tot parcursul vieții. Le putem întrevedea la nivel economic, la nivel social și la nivel de persoană. La nivel economic, beneficiile se văd prin contribuirea la depășirea fenomenelor actuale, cum ar fi îmbătrânirea societăților, deficitul de calificări pe piața forțelor de muncă, competiția globală. La nivel social, beneficiul este că învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă condiția creșterii calității și eficienței proceselor de educație și învățare. Reprezintă promovarea echității, coeziunii sociale și a cetățeniei active. Iar la nivel de persoană,
să știți care e loc stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, consolidarea independenței și a responsabilității persoanei, a stării psihologice de bine la toate nivelurile sistemului educațional. Este important să țineți minte, învățarea pe tot parcursul vieții înseamnă: pentru a ajunge în vârf, ai nevoie să te specializezi continuu, să înveți și să te autoinstruiești mereu. Mai exact, trebuie să fii dedicat învățăturii pentru tot restul vieții. Trebuie să studiezi continuu în domeniul tău de activitate, să fii mereu la curent cu tot ce este nou și mai apare în specialitatea ta, specializarea pe care o ai. Pentru a reuși să ții pasul cu evoluția din domeniul tău, dar mai ales pentru a ajunge și pentru a te menține în topul profesioniștilor din ramura de activitate a ta, trebuie să fii foarte eficient în a dobândi noi cunoștințe. Și nota bine, arta de a dobândi noi cunoștințe este mult mai importantă decât cunoștințele propriu-zise. Deci cum să învățăm, cum să le integrăm, cum să folosim acest ansamblu de cunoștințe pe care le posezi deja? Voi enumera top 10 de ce să alegi învățarea pe tot parcursul vieții. Ea îți menține agerimea minții, sete de cunoaștere. Îmbunătățește memoria, crește încrederea în sine, îți oferă un sentiment de împlinire, te ajută să întâlnești oameni care au același cer de interese ca și tine, să închei de fapt prietenii noi, îți dezvoltă aptitudinile pe care deja le ai, oferă noi posibilități, îți oferă noi curiozități pe care le poți împărtăși cu familia și prietenii, conferă sensuri noi vieții tale. Viața devine mai bogată datorită sentimentului de auto-împlinire. Învățarea eficientă are trei caracteristici importante. Ea este activă, ea este orientată către scop și ea duce la rezultate măsurabile. Ne vom referi la fiecare în parte. Învățarea activă presupune implicare și participare conștientă în procesul de construire a conștiinților. Deci tu ești parte activă. A da semnificație personală materialelor care sunt învățate înseamnă le transpune în sisteme proprii de cunoștințe, de a stabili permanent legături între experiențele anterioare și cele noi, între cunoștințe și aplicabilitatea lor, între diferite domenii. Ce înseamnă orientare către scop? Presupune îndreptarea eforturilor înspre atingerea unor obiective. Obiectivele se stabilesc pornind de la punctele slabe pe care le ai, care vor fi convertite în nevoi de instruire și auto-împlinire. Obiectivele în învățare pot viza achiziția de informații, formarea de abilități, formarea de comportamente sau dezvoltarea potențialului de învățare. Iar rezultatele măsurabile sunt un imbol pentru a continua investiția de efort în învățare. Rezultatele se concretizează în aspecte imediate. De exemplu, examene promovate, concepte stăpânite, idei pe care le cunoști, dar și rezultate care vor fi putea demonstra timp mai îndelungat, succesul în profesia ta, performanța intelectuală. Și bine de cunoscut că instrumentele învățării eficiente sunt gândirea critică și strategiile metacognitive. Învățarea este temenică dacă știți să utilizați tehnici și procedee științifice, dacă respectați niște principii și reguli. Astăzi noi vă propunem 4 legități și 4 sfaturi care determină învățarea. Legea motivației, legea repetiției, legea conexiunii inverse și legea transferului. Pentru fiecare din ele avem câte un sfat. Primul sfat. Condițiile motivaționale sunt importante în învățare. Al doilea. Frecvența repetițiilor este importantă în formarea deprinderilor. Repetiția este mama cunoștințelor. Cel care învață trebuie să fie activ și nu ascultător sau observator pasiv. Și desigur, legea transferului, în învățare, conflictele nu trebuie neglijate, ci dimpotrivă recunoscute și soluționate. Când vorbim despre învățarea pe parcursul vieții, are mare importanță stilul de învățare. Stilul de învățare corespunde preferinței persoanei pentru mediul concret de învățare în sala de studii, modul în care dorește el să studieze. De exemplu, lucru în echipă sau studiu individual, preferința pentru situații nestructurate sau invers pentru situații structurate, pentru o anumită modalitate perceptivă și altele. Vă propun examinării prima clasificare, modelul Richman. Stilul participativ, stilul non-participativ, stilul cooperant, stilul competitiv, stilul autonom, stilul dependent. Cum sunt aceste persoane? Deci stilul participativ se caracterizează prin dorința de a învăța în grup.
iar stilul non-participativ prin lipsa dorinței de a învăța și prin absența participării. Stilul cooperant se referă la dorința de a interacționa cu ceilalți, iar stilul competitiv exprimă dorința de întrecere, de a fi cel mai bun și de a câștiga. Stilul autonom denotă încredere în sine, gândire independentă, capacitatea de a munci singur, iar stilul dependent se caracterizează prin necesitatea ajutorului din partea profesorului, adultului, părintelui. A doua clasificare ține de stilul nostru de percepție, modelul VAC, vizual, auditiv, kinestetic. Deci, stilul vizual învață folosind preponderent simțul văzului, preferă să vadă lucrurile sau desfășurarea proceselor pe care le învață. Învață de pe bază de ilustrații, hărți, imagini, grafice și diagrame. Stilul auditiv învață cel mai bine vorbind și ascultând. Sunt eficient în discuțiile de grup. De fapt, ei învață din explicațiile celui care prezintă noile informații. Când vorbim de stilul kinestetic, aceste persoane au nevoie să atingă, să se implice fizic în activitatea de învățare. Ei învață din situațiile în care pot să experimenteze. Preferința pentru activități practice, experimente, implicare în activitatea de învățare. Vreau să mă exprim că mai târziu a apărut acest model, a fost extins, s-a numit VARC, adică a fost introdus și stilul citire-scris. Ce presupune acest nou stil? Persoanele învață cel mai bine în timpul lecturării sau scrierilor de notițe. Voi concluziona că fiecare dintre noi avem o predispoziție nativă spre unul dintre aceste stiluri de a învăța. E bine de cunoscut că în prezent are valoare formele de învățare, mai ales aceste trei: învățarea prin descoperire, învățarea creativă, învățarea analitică. Învățarea prin descoperire sau experiență a fost abordată de către David Kolb în 1984. El, de fapt, vorbește despre modelul celor patru stiluri. Stilul activ, reflexiv, teoretic și practic sau pragmatic. Astfel, observăm că persoanele active abordează problemele prin brainstorming, se implică activ în experiențe noi. Succesul lor se datorează abordării noilor experiențe, căci ei doresc să se afle în centrul activităților. Iar când vorbim despre persoanele reflexive, cum sunt ele? Ele preferă să chibzuiască fiecare experiență, să mediteze înainte să tragă vreo concluzie. Ei sunt precauți, vigilenți, le place să ia în considerare toate posibilitățile și implicațiile înainte de a face o mișcare. Teoreticienii analizează problemele profund, asimilează faptele separate din teorii coerente și nu renunță până când lucrurile nu sunt ordonate într-o schemă logică. Tind spre perfecțiune, sunt pasionați de principii, sisteme de gândire, reacționează cu obiectivitate. Și am ajuns la pragmatici sau practicienii. Sunt tentați de a proba ideile, teoriile și tehnicile pentru a se convinge dacă pot fi aplicate în practică. Le place să rezolve rapid lucrurile, să ia decizii practice în rezolvarea tuturor problemelor. Observați cine și care stil are. De fapt, puteți mai târziu să găsiți chestionarul pentru a identifica propriul stil. Vom trece la următoarea parte, învățarea creativă. Epoca contemporană impune un model al învățării creative, bazat pe schimbare, anticipare și noutate. Dezvoltarea aptitudinilor pentru creație este o sarcină importantă. De ea depinde, de fapt, viitorul civilizației mondiale. Este foarte important să învățați creativ, adică să produceți noi idei, noi cunoștințe din cele pe care le-ați învățat sau pe care trebuie să le învățați. Încercați să gândiți creativ și să dezvoltați prin imaginație personală ideea, tema sau problema. Învățați anticipativ, zi de zi, nu pentru a susține examenele, ci pentru a face față situațiilor viitoare, imprevizibile, pentru a prevedea evenimentele ce se vor produce. Astfel, observăm, a gândi și a învăța creativ e necesar de format și de adoptat stiluri de învățare activ-participativ, anticipativ și creativ. Primul stil: învățați făcând ceva, rezumând, conspectând, elaborând proiecte, referate, recenzii, comunicări. Aplicați mereu cunoștințele în practică. Al doilea tip, anticipativ, încercați să anticipați evoluția fenomenelor, situațiilor, cunoașterii, să prevedeți soluții pentru problemele eventuale, să intuiți efectele complexe ale acțiunilor. Iar stilul creativ, identificați noi modalități de abordare și rezolvare a problemelor prin crearea unor alternative noi, prin investigare, prin explorare.
Priviți cunoștințele în mod critic și analitic, comparativ și constructiv, ca pe o trecere de la ceva cunoscut spre ceva necunoscut. Iar învățarea a treia analitică vă propun analize metoda Ricard. Ce abrevierea acestei metode înseamnă? Metoda Ricard provine de la inițiale a 5 faze de studiere, a unui document, a unei cărți, capitol referat științific. Este o metodă de studiu individual, foarte utilă și care poate fi adoptată în funcție de scopul cititorului. R. Răsfoirea generală a capitolelor, studierea aliniatelor, a concluziilor, parțiale și generale. I. De la întrebări. Persoana trebuie să pună întrebări în legătură cu opiniile proprii. C. Citirea activă, cu scopul de a găsi răspunsuri la întrebările formulate. Iar A. Amintirea sau rememorarea conținutului, luarea notițelor la sfârșit. Ultimul R. Recapitularea, reținerea esențială. Astfel, metoda Ricard ne recomandă să răsfoim inițial sau să examinăm materialul în ansamblu pentru a ne crea o imagine a întregului, înainte de a începe să înțelegem părțile. Studiem prefața, titlurile, subtitlurile capitolelor, schemele și figurile din text. De asemenea, de fapt, e bine să cunoaștem ce, cine este autorul, cuprinsul, introducerea și concluziile. A doua etapă. Să punem o serie de întrebări cu privire la titlu, la capitole, la răspunsurile pe care trebuie să le găsim în urma lecturării textului. Ce? Să citim textul, căutând răspunsuri la unele întrebări sau sub forma unui studiu propriu-zis. Iar A. Să ne amintim punctele și ideile principale ale conținutului. Se recomandă fixarea în memorie a ideilor principale după fiecare capitol. De fapt, o parte din persoane fac notițe, notează punctele principale, detalii pe care tu le consideri importante. R. Să recapitulăm. Să revedem lucrarea pentru a verifica dacă am înțeles și am reținut esențialul. În acest scop, revedem întrebările pe care ni le-am pus inițial. Recitim pe alocuri textul, acolo unde este nevoie, pentru a verifica ceea ce ne-am notat. Vă propunem un exercițiu. Identifică care sunt factorii limitativi. Selectează din această listă trei cele mai frecvente cauze care blochează învățarea în rândul elevilor. Cum consideri tu? Doar trei cele mai importante. Și apoi, cu profesorul, veți analiza aceste cauze care predomină în colectivul, în clasa dumneavoastră. Alte interese. Boala, bullying-ul, certurile în clasă, conflicte cu profesorul, conflicte în familie, critica, frica de a greși, frica de eșec, gălăgia, internetul, lipsa atenției, memoria scăzută, motivația școlară scăzută, nu înțelege pentru ce să învețe, nu-i place profesorul, plictiseală, stresul, testele, examenele, timiditatea. Lista poate fi de fapt continuată. Observați că acești factori îi putem, de fapt, împărți în bariere externe și interne. Vă atenționăm că barierele externe includ barierele instituționale, calitatea informației, accesibilitatea ei, atitudinea profesorului față de cei ce învață, cât de adecvate sunt metodele de lucru, serviciile de suport. Iar când vorbim de bariere interne, de fapt sunt barierele psihologice ale persoanei. Deci nu sunt doar factori externi, dar și factori interni responsabili de modul de a învăța. Atitudine față de sine ca elev, perceperea capacității de a fi elev, experiențele negative din trecut trăite, neîncrederea în sine, probleme de sănătate, probleme de vârstă. În final, vă propunem 9 pași importanți în organizarea propriei învățări. 1. Să înțelegi materialul pe care l-ai de învățat. 2. Organizează învățarea în sesiuni scurte și apropiate în timp. Fă pauze de 10 minute. Ele, de fapt, măresc eficiența învățării. 3. Învață subiecte diferite în unul după celălalt. Deci după istorie va fi chimie, nu va fi imediat limba română. 4. Folosește metode de fixare a cunoștințelor, precum recitarea, recapitularea cu glas tare, alcătuirea de schițe și altele. 5. Repetați de mai multe ori informația aflată la mijlocul materialului de studiat. De obicei ea se uită. Acolo în mijloc. 6. Să stai într-un loc cu cât mai puține lucruri care te distrag. Televizor, telefon, persoane care merg. Să fii într-un spațiu destinat doar învățatului. 7.
să ai acces cu ușurință la toate manualele, cărțile, caietele și instrumentele de scris necesare pe tot parcursul învățării. Faptul că te ridici și iarăși cauți o carte sau un caiet, de fapt îți micșorează eficiența învățării. 8. Să comunici și celorlalți programul tău de învățat, ca să nu te deranjeze. Iar 9. Să înveți să spui nu eventualor tentații. Cineva te telefonează și îți spune hai să ieșim undeva. Deci să spui nu la tentații. Concluzii. În concluzii voi menționa că procesul de învățare este o activitate psihică prin care se dobândesc și se realizează competențele profesionale. Învățarea pe tot parcursul vieții devine din ce în ce mai mult o necesitate și o prioritate. Este cheie pentru angajabilitate, pentru succesul economic și permite cetățenilor să participe plenar la viața socială. Beneficiile învățării pe tot parcursul vieții, la nivel personal, are loc stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, consolidarea independenței și a responsabilității persoanei, a stării psihologice de bine. Pentru a ajunge în vârf, pentru a reuși să ții pasul cu evoluția din domeniul tău, ai nevoie să te specializezi continuu, să înveți și să te autoinstruiești mereu. Mai exact, trebuie să fii dedicat învățăturii pentru tot restul vieții. Învățarea trebuie percepută ca cel mai de preț dar, nu ca o obligație. Atât pentru astăzi, cu voi a fost Diana Ștefăneț. O zi bună!